fost în țărăni, iar sfârșitul vostru este viață veșnică. Pentru că plata greșelii este moartea și harul lui Dumnezeu viață veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acum izbăviți-vă și de păcat și vă faceți robi lui Dumnezeu și aveți roada voastră spre sfințire și la sfârșit dobândiți viață veșnică. Pașe ție celui ce ai și ce și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune, direcție, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace la tot. Și Evanghelie ci la Matei și cire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aia pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă slăbănoc, chinuindu-se mult. Și i-a zis Iisus, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să ce bagi sub acoperământul cășii mele. Numai spune o vorbă și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora, și am sub mine ostașe și spun la unul duce și se duce și la alalt vină și vine. Și slujii mele fă asta și face. Auzând Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, istina vorbesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerului.